Președintele Ligii Aleșilor Locale PNL și liderul PNL de Suceava, Gheorghe Flutur, le-a transmis președintelui României, Klaus Iohannis, și premierului desemnat, Ludovic Orban, că aleșii liberali sunt pregătiți ca alături de aceștia să înceapă dezvoltarea adevărată a României. În deschiderea ședinței Ligii Aleșilor Locali, Gheorghe Flutur a declarat că în parteneriat cu președinția și cu administrația publică centrală se pot rezolva o serie de probleme importante de la nivel local, printre care administrarea patrimoniului unor instituții naționale sau dezvoltarea orașelor mici și a localităților rurale. E bine să ridic o problemă pe care o avem toți. Patrimoniul unor instituții naționale care este pe teritoriul unităților administrative. Cetățeanul de rând trăiește o frustrare când este prost administrat acest patrimoniu sau nu este folosit deloc și aș da câteva exemple. Terenuri nefolosite a unor stațiuni de cercetări, unități militare, triaje de căi ferate și aici, într-o discuție aplicată cu administrația publică locală, va trebui să le dăm utilitate acestor obiective de patrimoniu obligatoriu și urgent. Case de cultură nefolosite sau folosite nu în mod corespunzător. Sunt multe de discutat pe această temă. În același timp, Gheorghe Flutur l-a transmis președintelui Klaus Iohannis și premierului desemnat Ludovic Orban că în România există entități care sunt eligibile, finanțabile, respectiv poli de creștere, poli de dezvoltare sau grupuri de acțiune locală, dar că există și la dezvoltarea unor alte segmente, cum ar fi dezvoltarea în jurul orașelor mici. Premize de natură instituțională. Avem, stimați colegi, domnule președinte, domnul prim-ministru desemnat, entități care sunt eligibile, finanțabile. Fie că vorbim de pol de creștere, pol de dezvoltare, de asemenea putem să vorbim de galuri, dar va trebui să ne gândim și la alte segmente, de exemplu dezvoltarea în jurul orașelor mici. Nu sunt eligibile, nu sunt fonduri pentru așa ceva. Dezvoltarea României așteaptă alocarea de resurse și în aceste zone. Dezvoltarea rurală astăzi, pentru că România este un spațiu 50% rural, este privită doar ca o alocare de subvenții pentru agricultură. Despre altceva nu se vorbește. Și acolo va trebui să implicăm mai multe ministere, pentru că dezvoltarea locală înseamnă mult mai mult decât Ministerul Agriculturii. Dezvoltarea rurală înseamnă jumătate de Românie. Și eu cred că Partidul Național Liberal are obligația să rezolve aceste probleme. De aceea, domnule președinte, domnule prim-ministru desemnat, am venit astăzi aici să vă spunem că suntem pregătiți în parteneriat cu dumneavoastră să pornim dezvoltarea adevărată a României.